Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 3. Ni se cere să aflăm cifra x din următoarea relație. Și avem x minus 0,x minus 0,0x ca fiind 5,34. Haideți să scriem de parte această relație. Deci avem x minus 0,x minus 0,0x. Această relație se mai poate scrie ca fiind x minus 0,0x.